Vulturul negru s-a reîntors în Dobrogea. Acesta a fost văzut deja în zona munților Măcin, partea Parcului Național Munții Măcin, zonă ce a devenit istorică de cuibărire pentru această specie. În urmă cu 100 de ani, vulturul negru cuibărea alături de alte specii acum dispărute, vulturul sur, vulturul egiptean sau acvila de câmp, care cuibărește doar în vestul României. Iar aici, în Dobrogea noastră, a găsit-o mai mult, se pare, decât la bulgari. Ei nici nu au configurația și alternanța de ecosisteme pe care o avem noi, care sunt necesare vulturului negru, și la noi au găsit. Dacă eu preconizez că anul acesta, să dea Dumnezeu, neintervenind nimic din factorii antropici care pot genera impact negativ, și e vorba de zgomotrepe, sigur că se va instala, pentru că are mai mult decât oriunde în Europa tot ce îi trebuie. Ornitologia a reușit să surprindă prădătorul în imagini care fac acum senzație în mediul online. Vulturul negru este cea mai mare specie de vulturi de pe continentul european, anvergura aripilor sale atingând aproape 3 metri. În Europa, specia este prezentă în Spania, Franța, Grecia, Bulgaria, Turcia și Rusia, numărul estimat fiind de peste 3.000 de perechi cuibăritoare, mare majoritate în Spania. Noi l-am văzut chiar săptămâna trecută, deasupra zona Greci, Cozlucu, o zonă deasupra unei rezervații științifice, deci prezența omului e mai puțin vizibilă, și chiar într-un deschis de pădure, un parapet natural, abrupt, de 200-300 de metri. Este important să reapară vulturul negru în Dobrogea, este important să se facă curățenie vis-a-vis de riscurile infecțioase în ce le provoacă prezența cadavrelor, resturilor în teritoriu, și în consecință o astfel de activitate sanitară este bună. Pe de altă parte, este emblematic ca să avem un vultur de talie mare și un vultur cu o anvergură de peste 2 metri, este un vultur mare. Un vultur care a existat până acum 100 de ani și care, din păcate, a dispărut. Vulturul negru este o specie necrofagă, care se hrănește în principal cu animale moarte, ca și alte specii de vulturi. Vulturii negri au un rol de sanitari, prevenind răspândirea unor boli prin consumul carcaselor înainte ca acestea să dezvolte bacterii care să propage boli și să infecteze alte animale sau chiar oamenii.